Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată, ne ajungi la final al concursului Miss Plaja 2013. Bună seara, vă spun și eu, Dea și Dinu Maxer, alături de dumneavoastră și în această seară. În această seară spectacol, în această seară plină de emoții, pentru că după o vară întreagă avem alături de noi 25 de finaliste foarte, foarte emoționate. Dar cum s-a ajuns aici? Au fost 6 ediții în acest an, fiecare a desemnat câte un loc 1, 2 și 3, evident și alte multe premii speciale, iar apoi, doamnelor și domnilor, am avut o semifinală, cea de săptămâna trecută. Am avut atunci 33 de concurente, 8 concurente au plecat acasă și 25 au intrat în finală. Trebuie să spunem că astăzi toată lumea va pleca cu premii acasă, toate concurentele vor avea contract cu agenția Luna di Miele și un book profesional. Asta în afară. Iar locurile 3, 2 și 1 pe rând vor câștiga un contract cu agenția Luna di Miele. Locul 1, 3.000 de euro, un contract în valoare de 3.000 de euro, locul 2, 2.000 de euro și locul 3, 1.000 de euro. Tot fiecare dintre fete vor beneficia de un book profesional și de o masă la restaurantul japonez Sushia din Constanța. Doamnelor și domnilor, l-avem alături de noi și pe Manuel Cherman. Este undeva în spate, este și el emoționat după 11 ani de Miss Plaja. În sfârșit avem Miss Plaja 2013. Este foarte curios pe cine va desemna juriul nostru astăzi câștigătoare, nu-i așa, Dinu? Avem un juriu foarte numeros pe care vi-l vom prezenta puțin mai încolo, dar acum fetele sunt gata, aranjate, fardate, coafate, să vă cucerească la prima probă, cea rochilor de seară. Doamnelor și domnilor, vă invităm să vă așezați comod în canapea pentru că dăm startul primei probe. Cu numărul 1 în concurs, Voichița Nemeș vine din Timișoara, are 17 ani, este Zodia Capricorn, iar în ediția cu numărul 2 a luat titlul de Miss Telegenica. O aplaudăm acum și pe concurenta cu numărul 2, Cristina Căldare, din București. Este în vârstă de 16 ani, elevă la liceul tehnologic, născută în Zodia Taur, iar despre concursul Miss Plaja ne-a spus unul dintre cele mai frumoase concursuri din România. Mulțumim frumos! Poartă numărul 3 în finala noastră 2013, Nicoleta Gheorghe. Are 15 ani, vine din Fetești, este elevă la liceul teoretic Carol I, iar despre misiunea Miss Plaja ne spune că este o rampă de lansare pentru ea. Atât pentru ea, cât și pentru alte vedete autohtone. Mihaela Pop este numărul 4 în concurs, este bucureșteancă în vârstă de 15 ani. Ne-a spus că concursul Miss Plaja pentru ea a reprezentat ambiție și voință. Și dacă tot vorbeai, Dinu, de alte vedete autohtone, trebuie să o amintim pe Alexandra Stan, care a călcat pe scena Miss Plaja. O prezentăm pe concurenta cu numărul 5, Georgiana Mădălina Stanciu, vine din Călăraș, are 20 de ani, iar în ediția cu numărul 4 a luat titlul de Miss Plaja, locul 2. Numărul 6 în concurs, Jessica Sârbu, din Sibiu. Jessica are 22 de ani, Miss Showbiz în ediția 5 și, evident, pentru ea, cât și pentru celelalte fete, Miss Plaja reprezintă o bună oportunitate de a se lansa în showbiz. Cu numărul 7 în concurs, Monica Constantin. Are 21 de ani, niște ochi verzi superbi, vine din Slobozia, iar în ediția cu numărul 1 a luat titlul de Miss Plaja, locul 1. Este studentă la Universitatea Politehnică și urăm mult succes în finală. Cu numărul 8 în concursul nostru, Daniela Duță. Ea vine din Constanța, are 19 ani, studentă la Universitatea Ovidius. Cel mai frumos concurs de pe litoral este concursul Miss Plaja în accepțiunea ei. Locul 2 a fost ocupat de ea în ediția cu numărul 6 și iată-o și în finală. Concurenta cu numărul 9 descrie concursul Miss Plaja în două cuvinte, frumusețe și eleganță. Este vorba de Alina Andreea Alexandru din Fetești. Are 15 ani, este Zodia Scorpion și elevă la liceul teoretic Carol I. În ediția cu numărul 1 a luat titlul de Miss Plaja, locul 3. Cu numărul 10, acum în fața dumneavoastră, Sabrina Bălașa.
din Constanța. În vârstă de 18 ani, este elevă la liceul Alexandru Ioan Cuza. Ea a cucerit locul 3 în ediția 4-a, iar descrierea ei, foarte succintă, dar foarte drăguță, concursul Miss Plaja reprezintă pentru ea frumusețe. Cu numărul 11 în concurs, Bianca Bogdan. Ne spune că la concursul Miss Plaja a muncit, dar s-a și distrat. Bianca vine din Brașov, are 14 ani, este zodia Scorpion și elevă la Liceul Național Unirea. Este considerată fițoasă pentru că a luat titlul de Miss Fiță în ediția cu numărul 6. Cu numărul 12, Amira Iatan, din Ploiești. Amira are 19 ani, născută în zodia Pești, studentă la Universitatea Dimitrie Cantemiri. Descrierea ei m-a amuzat: distracție, tocuri, muncă. Sper că pe plajă, la ședința foto, n-ai purtat tocuri. Miss Plaja locul 3 în ediția cu numărul 6 a fost ea. Miss Plaja locul 1 în ediția cu numărul 6, Andra Olteanu, poartă astăzi numărul 13, sperând că îi va purta noroc, nu ghinion. Vine din București, are 16 ani și este zodia Săgetător. Elevă la liceul Viaceslav Harnaș și descrie concursul Miss Plaja plin de simplitate, frumusețe și multă ambiție din partea fetelor. Iuliana Bontu, numărul 14 în concurs. Iuliana este din Constanța, are 14 ani, elevă la liceul Emil Palade. Pentru ea, concursul Miss Plaja este o experiență frumoasă la mare. În ediția cu numărul 6 a câștigat titlul de Miss Bronzata. Ionelia Sandu, concurenta cu numărul 15, vine din Constanța, are 19 ani, este studentă la Universitatea Ovidius. A luat locul 1, Miss Plaja, în ediția cu numărul 4. Îi mulțumim, iar acum trecem la concurenta cu numărul 16. Mihaela Rusu din Suceava. Tot 16 este trecut și în dreptul vârstei. Născută în zodia Scorpion, elevă la Liceul Economic Dimitrie Cantemir din Suceava. A luat locul 1 la ediția cu numărul 3. De aceea, evident, consideră concursul Miss Plaja o rampă de lansare. Ana Maria Nichifor vine din Călăraș, poartă numărul 17 în finala noastră și are 17 ani. Este zodia Balanță și elevă la Colegiul Economic din Călăraș și ne spune că Miss Plaja pentru ea este o experiență de neuitat. Întâmplător sau nu, iată că și concurenta cu numărul 18 are 18 ani. Am început de la 16, să vedem cât o să ținem așa. Isabela Voina, din Sighișoara. Zodia Fecioară este născută ea, elevă la Liceul Tehnologic numărul 2 și locul 1 în ediția cu numărul 5. Despre Miss Plaja ne spune că a reprezentat pentru ea un concurs care se bazează pe eleganță, stil și rafinament. Concurenta cu numărul 19 ne-a spus că concursul Miss Plaja este o oportunitate pentru ea, o rampă de lansare. Raluca Șerban se numește și vine din Megidia, are 17 ani și este zodia Leu. Trecem acum la concurenta cu numărul 20, Mădălina Mariana Delca, din București. Mădălina are 19 ani, născută în zodia Vărsător, studentă la Universitatea din București. Descrie concursul Miss Plaja frumusețe, ambiție și atitudine. Și vă mai spun despre ea că a ocupat locul 3 în ediția a 3-a. Muncă, muncă și iar muncă, iar la final multă distracție. Bianca Iacob, așa descrie concursul Miss Plaja, este concurenta cu numărul 21, vine din Fetești, are 15 ani, este zodia Taur și elevă la Liceul Teoretic Carol I din Fetești. Am ajuns la concurenta cu numărul 22, Daniela Cristiana Babu din Constanța.
Iar 15 ani, elevă la Liceul Comercial Carol I, Miss Plaja locul 2 în ediția 5-a. Iar despre concursul nostru ne-a spus că este unul amuzant și distractiv. Maria Chiorescu din Dorohoi, concurenta cu numărul 23, are 17 ani, este elevă la Liceul Regina Maria, este zodia Leu. Iar în două cuvinte a descris concursul Miss Plaja ca fiind plin de atitudine și stil. Trecem acum la concurenta cu numărul 24, Ana Maria Claudia Vântu, din Tecuci. Ana Maria are 17 ani, este născută în zodia Săgetător, elevă la Colegiul Național Tecuci, Miss Telegenica în ediția cu numărul 3 și cantonamentul, evident și concursul, le-a descris ca fiind îmbinarea plăcută între muncă și distracție. Ana Maria Boșneac vine din Constanța, are 14 ani, poartă numărul 25 în concurs, este zodia Săgetător și elevă la Liceul Tehnologic din Constanța. Miss Plaja este un concurs de la care a învățat multe, ne spune ea. Așa probabil s-a întâmplat cu toate participantele noastre, fiindcă Miss Plaja este de fapt o rampă de lansare, așa cum multe dintre ele au observat. Pe lângă premiile pe care le vor câștiga astăzi, cu siguranță fetele vor pleca acasă cu multă, multă experiență acumulată. Dar să vedem ce s-a întâmplat până să ajungă ele pe scenă, și anume în cantonament. Și ne aflăm la finala Miss Plaja 2013. Din păcate, concursul este pe terminate, vara este pe sfârșite, dar noi avem aici cele mai frumoase fete care au rămas din toate edițiile. Haideți să le cunoaștem! Bună, Mihaela! Bună! Având în vedere că ai ajuns atât de departe, ce loc crezi că vei lua în finală? Păi, în ediție am luat locul întâi și cred că și în finală aș putea să iau locul întâi. În cadrul cantonamentului Miss Plaja 2013 mi s-a întâmplat ceva foarte funny. În timp ce filmam la emisiunea Vara pe Val de pe TVR2 am căzut de pe scenă, dar m-am ridicat și am zâmbit. Bună, mă numesc Bianca și aș vrea să vă spun o... Bună, mă numesc Bianca și aș vrea să vă spun ce mi s-a întâmplat în ediția a doua, Miss Plaja 2013. Din greșeală m-am împiedicat de trena care era foarte lungă și s-a cam văzut la televizor, dar m-a salvat prezentatorul. Bună, Isabela! Ce loc ți-ai dorit să iei în finală? Bună, Iuliana! Aș fi fericită să iau orice loc, pentru că am venit aici să cunosc oameni noi, să mă distrez și sunt fericită că am ajuns până aici. Bună, sunt Monica! O să vă prezint o experiență un pic plăcută, neplăcută, nu știu cum să-i spun. După ce am venit de la emisiune noi toate fetele, am urcat în casă și apoi ne-am dus pe balcon să stăm și noi să ne relaxăm. Când de holo nu am găsit o masă care era pe balcon și a trebuit să o căutăm pe jos pe la hotel și am coborât la ora 1 noaptea să luăm masa. Am urcat-o până la etajul 8 și când colo nu intra în casă masa, nu puteam de ușă să o băgăm. Mulțumesc! Mulțumesc!
Este momentul să facem cunoștință cu juriul nostru din finala concursului Miss Plaja 2013. Astăzi un juriu numeros, 8 membri în juriul nostru. De astăzi începem cu Cristi Popa, manager Sushi Ya. Nu putea să lipsească din finala noastră Miss Plaja 2013, mai ales că oferă premii câștigătoarele noastre de pe podium. Bună Cristi, bine ai revenit! Bună seara, Dea, bună seara, Dinu. Mulțumesc pentru invitația de a fi în această seară prezent aici. Vreau să felicit toate fetele, sunt toate niște câștigătoare. Doar că doar una va avea titlul de Miss Plaja 2013. Sunt foarte curios cine va ieși. Sunt câteva pretendente foarte, foarte, foarte frumoase, ca și celelalte fete de asemenea. Însă să urmărim concursul de costume de baie și apoi vedem cine este fericita câștigătoare. Spune-mi, te rog, cum te simți cu câștigătoarea Miss Plaja 2012 alături de tine? Am emoții, însă mă simt foarte bine, este o prezență încântătoare și o felicit de asemenea pentru câștigarea premiului pentru Miss Plaja 2012. Iuliana Doroftei, căci despre ea este vorba, Miss Plaja 2012, este în juriu evident, ea va preda coroana în această seară. Spune-ne, te rog, cum sunt fetele în acest an față de anul trecut? Fetele sunt foarte frumoase, la fel ca și anul trecut, parcă anul acesta mai frumoase. Parcă n-ai avut concurența de anul acesta. Fetele sunt foarte emoționate, am observat, eu le înțeleg în totalitate, eu am trecut prin aceleași emoții, dar asta e. Eu le urez succes și cea mai bună să câștige. Mulțumim frumos, Iuliana, merge mai departe. Actor, moderator TV, scenarist, regizor, un artist complet, domnul Ovidiu Ianu alături de noi la finala Miss Plaja 2013. Bună seara! Să rămân, Adea, ce bei, ce mănânci, m-a făcut domn, este o premieră, o să mă revanșez. Mănânc simplu, sushi, să știi. Simplu, auzi, mănâncă sushi, te rog foarte mult, un platou pentru Dea și pentru Dinu, acest cuplu minunat pe care l-am întâlnit aici în fiecare seară în care s-a jurizat Miss Plaja. Dragii mei, mi-a plăcut atât de mult această emisiune încât n-am mai plecat acasă, nu m-am schimbat, am rămas o săptămână aici și am spus nu plec până nu vreau să văd cine se va califica în finală, cine va câștiga. Mi-am adus și eu mica mea contribuție, în sensul că voi fi aici alături de voi și voi spune părerea mea, să vedem dacă o va lua cineva în seamă. Este foarte frumos ce se întâmplă, fetele toate sunt drăguțe, talentate, este foarte greu să departajăm, dar cineva trebuie să facă și această slujbă foarte, foarte grea. Vă iubim în continuare pe voi, cei care vă uitați la TV Neptun și vă urăm în continuare vizionare plăcută. Mulțumim din suflet pentru cuvintele frumoase. O altă prezență feminină în juriul nostru de astăzi, Cristiana Ababei, hairstylist la salonul Elena Nail Art din Constanța. Bună, Cristiana, din nou alături de noi. Spune-ne cum ți se pare această finală spumoasă, să-i spunem așa, pentru că cireașa de pe tort, sunt multe cireșe pe tort astăzi, toate fetele sunt superbe și mulțumesc, apropo, pentru coafura de astăzi. Bine v-am găsit în primul rând, cu plăcere. Este wow, este finala, este normal. Ce pot să zic, domnul de dinainte m-a eclipsat. Se și cunoaște că lucrează în televiziune. A început din ce în ce să-mi placă mai mult. Să vin și dumneavoastră. M-a făcut tata aia, zice dumneavoastră, eu mă ridic și plec. Nu. Ce vreau să menționez este că am observat cât munca asiduă este în spatele camerelor de luat vederi și toate pregătirile, care până acum eu cel puțin când mă uitam la televizor, nu-mi imaginam că se poate munci atât de mult. Vreau să-i felicit pe toți cei care nu se văd și cei care se văd. Este foarte dificil, chiar este foarte dificil. Pentru o secundă filmată se muncește mult. Mulțumim frumos, Cristiana, aliantul nostru se numește Manuel Chermani, face o treabă foarte bună, reușește să aducă la bun sfârșit acest concurs. Trecem acum la un actor foarte îndrăgit, îl cunoașteți drept americanul, dar numele lui... Un american jet beget român. Da, numele lui adevărat, îl mai spunem, Emil sau... Eu știu, dar descrie acolo. Emil Mitrache, bine ai venit în jurul nostru. Bună seara!
ce cum să spun. Cum ți se par fetele din finala noastră, fiindcă avem concurență, mai avem alte misuri pe aici prin zonă? Ce pot să spun? Am să citesc din clasici. Dan Bindman spunea la un moment dat, nu e ușor, nu e nici greu. Știi? Deci e la undeva la mijloc. Da, indiferent care va fi rezultatul în această seară, ordinea de sosire a candidatelor la finish, vreau să le transmit tuturor fetelor că conceptul olimpic spune așa, că nu, important nu este să câștigi, important este să participi la câștig. Mulțumesc. Așa este, fetele au avut mult de învățat din acest concurs, chiar dacă ele nu vor fi câștigătoare astăzi, vor pleca cu o experiență de neuitat acasă. Mergem mai departe, Olga Olteanu se află alături de noi, director artistic Miss Plaja. Miss Plaja, deja de mulți ani Olga este alături de noi, nu pot spune director artistic Miss Plaja 2013. Bună, Olga, bine ai revenit! Bună, Deia, bună, Dinu! Într-adevăr, sunt mulți ani, mulți ani în echipa Miss Plaja, 8 ani și sper să fie cât mai mulți. Mulțumesc, Deia și Dinu, pentru colaborare și întregii echipe Miss Plaja și în special domnului Chermani. Mulțumim și noi, Olga, că de fiecare dată reușești să ții fetele în frâu, tu te ocupi de ele, tu ești mâna dreaptă aici în concursul Miss Plaja. Mulțumim și noi! Mulțumesc fetelor participante, succes și cea mai bună să câștige! Dacă ea este mâna dreaptă, să vedem cine e în partea mâinii stânge a Olgăi. Este vorba despre un prieten drag al nostru, Răzvan Niculescu, manager general IncoPro Design. Răzvan, față de anul trecut, spune-mi și mie, cum vezi Miss Plaja 2013? Bună seara, Dinu, bună seara, Dea. Anul ăsta este din ce în ce mai bine. Am auzit de la Olga că este de 8 ani în acest concurs, se ocupă de acest concurs. Eu sunt doar de 2 ani de zile, sper să ajung și eu la performanța ei. Este foarte frumos. În primul rând, în finală, sunt fete foarte frumoase și toate par la fel. Este foarte greu să ne dăm seama. Dar colegii mei mă vor ajuta să fac departajarea. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi și dacă tot vorbim de colegii tăi din juriul de astăzi, nedeslipit de emisiunea Miss Plaja este Alex Vârciu, impresar artistic. Bună, Alex, bine ai revenit! Bună ai seara. Venit să vezi spuma, nu-i așa? Bineînțeles, vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și în acest an. Va fi o alegere foarte dificilă pentru mine și colegii mei. Va fi o alegere foarte, foarte dificilă. Apropo de colega mea care este foarte concentrată pentru a alege una din câștigătoare, bănesc că deja a deliberat și spor fetelor în continuare la treabă. Am văzut că stremură vocea, Alex, înseamnă că și tu ai emoții. Sunt de acolo foarte, din foarte emoționat, foarte emoționat, într-adevăr. Și dacă ar fi să dăm curs glume pe care vrea să ne facă Ovidiu Iano, o să-l prezentăm acum al 8 plus 1 la membru domnul Bebe. Iano, Ovidiu. Nu, domnul Bebe. Bună seara, doamnelor și domnilor, spre deosebire de colegul meu care era acolo undeva între Miss de anul trecut și Cristina. Eu cred că acest concurs reprezintă la creme de la șala creme, adică top. Mulțumim juriului nostru de astăzi, 8 membri, un juriu important, o decizie importantă pe care ei o vor lua astăzi, o vor desemna pe Miss Plaja 2013. Iată, ne ajungi la proba definitorie pentru concursul Miss Plaja, cea a costumelor de baie. Proba pe care domnii o așteaptă cu multă, multă nerăbdare, sunt așezați acolo pe fotoliu. Se răcoresc în casele lor și privesc la Miss Plaja, cu siguranță și ei sunt foarte curioși și vor să le vadă pe fete în toată splendoarea lor, îmbrăcate sau dezbrăcate, de fapt, de Yama Mai Italia, cea mai faimoasă firmă de costume de baie din Italia. Mulțumim frumos domnului Cimino din Napoli. Frumusețe, atitudine și zâmbet. Începem? Zâmbește și concurenta cu numărul 1, Voichița Nemeș. Vine din Timișoara, are 17 ani, este elevă la grupul școlar Sfântul Nicolae. Se bucură că a participat la Miss Plaja pentru că și-a făcut foarte multe prietene. Numărul 2, Cristina Căldare, din București, are 16 ani. Miss Telegenica, în ediția cu numărul 1, a fost ea. Cu numărul 3 în concurs, Nicoleta Gheorghe, vine din Fetești.
Cine a povestit așa, printre întâmplările de la Miss Plaja, că fetelor le-au dispărut costumele de baie? Nu de pe ele, ci de pe sârmă, pentru că vântul a bătut foarte tare la un moment dat aici în Mamaia, încât au rămas fără ele. E bine că le-au găsit și sunt îmbrăcate astăzi la emisiune. Cu numărul 4, Mihaela Pop, din București. Are 15 ani și a ieșit Miss Sexy în ediția cu numărul 5. Mi-a plăcut foarte mult ce a scris în dreptul motoului. Un zâmbet este o modalitate necostisitoare de a-ți schimba înfățișarea. Georgiana Mădălina Stanciu vine din Călăraș, poartă numărul 5 în finala noastră. Are 20 de ani, este zodia fecioară. Motoul ei sună cam așa: totul sau nimic. Jessica Sârbu, concurenta cu numărul 6, vine din Sibiu, are 22 de ani, Miss Showbiz, ediția cu numărul 5. Nu renunță niciodată la visele ei, o fire optimistă, îi rămâne un succes. Cu numărul 7 în concurs, Monica Constantin. Monica are 21 de ani, pășește încrezătoare pe scena din Bellagio Mamaia, în finala noastră. 2013 Miss Plaja vine din Slobozia și a câștigat locul întâi la ediția cu numărul 1 de anul acesta. Toate fetele sunt curioase să vadă ce premii vor câștiga astăzi și ce locuri vor ocupa. Daniela Duțu, din Constanța, în vârstă de 19 ani, este numărul 8 în concurs, în finala noastră din acest an. Este studentă la Universitatea Ovidius și trăiește fiecare clipă ca și cum ar fi ultima. Ea a ieșit locul 2 în ediția cu numărul 6. Este foarte îngrezătoare. Așadar, o să fie bătaie mare pe podium. Ochii sunt oglinda sufletului. Așa ne-a spus concurenta cu numărul 9. Este vorba de Alina Andreea Alexandru. Alina vine din Fetești, are 15 ani și este zodia Scorpion. Elevă la liceul teoretic Carol I și a ocupat locul Miss Plaja locul 3 în ediția cu numărul 1. Concurenta de 10, vom vedea, Sabrina Bălașă din Constanța. Sabina are 18 ani, este elevă la liceul Alexandru Ioan Cusa, este născută în zodia Capricorn și a ocupat locul 3 în ediția a 4-a. Nu fi șiret că te fac fundiță. Motoul concurentei cu numărul 11, Bianca Bogdan, vine din Brașov. Bianca are 14 ani, este zodia Scorpion și este fițoasă, pentru că a luat titlul de Miss Fițe în ediția cu numărul 6. Următoarea concurentă, cea cu numărul 12 în concurs, a ocupat locul 3 în ediția 6-a. Are 19 ani, vine din Ploiești și se numește Amira Iatan. Un nume exotic, ca și prezența ei pe scenă. Este studentă la Universitatea Dimitrie Cantemir și este născută în zodia Pești. Poartă numărul 13 în concurs, așadar îi dorim mult succes. Este vorba de Andra Olteanu din București. Andra are 16 ani, este zodia Săgetător și elevă la liceul Viaceslav Harnaș din București. A luat titlul de Miss Plaja locul 1 în ediția cu numărul 6. Cu numărul 14, Iuliana Bontu din Constanța. Concurenta noastră are doar 14 ani, dar un zâmbet fermecător. Este elevă la liceul Emil Palade, motoul este: totul e posibil. În ediția cu numărul 6 a luat titlul Miss Bronzata. Din Constanța vine și concurenta cu numărul 15, se numește Ionelia Sandu și are 19 ani. Ionelia a luat titlul de Miss Plaja locul 1 în ediția cu numărul 4, iar motoul ei sună cam așa: trăiește clipa. Tot locul întâi l-a ocupat, dar în ediția cu numărul 3, concurenta cu numărul 16, Mihaela Rusu, din Suceava. Mihaela este elevă la Liceul Economic Dimitrie Cantemir, are 16 ani, născută în zodia Scorpion
și consideră concursul nostru o rampă de lansare. Vine din Călăraș, are 17 ani, poartă numărul 17 în concurs și se numește Ana Maria Nichifor. Ana Maria este elevă la Colegiul Economic Călăraș, iar motoul ei este: cine se trezește de dimineață, departe ajunge. Să sperăm că în dimineața asta s-a trezit foarte devreme. Izabela Voina, cu număr 18 în finală. Concurenta noastră este din Sighișoara, are 18 ani, născută în Zodia Fecioarei, elevă la Liceul Tehnologic numărul 2. Ea a cucerit locul întâi în ediția a 5-a și ne spune că experiența Miss Plaja a fost una deosebită. Cu numărul 19 în concurs, Raluca Șerban. Raluca vine din Megidia, are 17 ani și este Zodia Leu. A urcat pe podium în ediția cu numărul 3, luând titlul de Miss Plaja locul 2. Cu numărul 20 în această seară, Madalina Mariana Delca din București. Concurenta noastră are 19 ani, e născută în Zodia Vărsător și este studentă la Universitatea din București. În ediția cu numărul 3 a urcat pe podium pe locul 3. Să vedem ce se va întâmpla în această seară. Bianca Iacob, concurenta cu numărul 21, vine din Fetești și are 15 ani. Frumusețea este gloria femeii, ne spune Bianca. Ea a ocupat în ediția cu numărul 2, locul 3 pe podium. Trecem acum la Cristiana Daniela Babu din Constanța, o concurentă în vârstă de 15 ani, care ne-a spus un motto foarte frumos: nu lăsa lumea să-ți schimbe zâmbetul, schimbă lumea cu zâmbetul tău. Apropo, a zâmbit? Natura ne aseamănă, educația ne deosebește. Maria Chiorescu, așa gândește, vine din Dorohoi, are 17 ani și poartă numărul 23 în concurs. Este Zodia Leu și elevă la Liceul Regina Maria. Ne apropiem vertiginos de final, cu numărul 24, Ana Maria Claudia Vântu, din Tecuci. Concurenta noastră are 17 ani, e Zodia Săgetător, Miss Telegenica în ediția cu numărul 3. La Miss Plaja îmbinăm munca cu plăcutul. Cu numărul 25, ultima finalistă astăzi, Ana Maria Bojneac din Constanța, în vârstă de 14 ani. N-ai carte, n-ai parte, este motoul Anei. Ea este Zodia Săgetător și elevă la Liceul Tehnologic din Constanța. A luat titlul de Miss Simpatica în ediția cu numărul 1. Iată toate cele 25 de finaliste ale concursului Miss Plaja. Fetele au scăpat de emoții, ultima probă s-a terminat, această defilare în costume de baie. Așadar, mai rămâne acum să vedem ce a deliberat juriul. Iuliana Doroftei și mă aflu cu fetele de la Miss Plaja 2013. În finală ne pregătim să mergem în club. Sunteți gata, fetelor? Da! Bună, sunt Monica. La acest concurs Miss Plaja m-am simțit foarte bine, dar aceste 8 săptămâni de cantonament m-au cam epuizat și cam este dor de părinți. Vă pup! Bună, sunt Iuliana și am venit la Miss Plaja să-mi fac multe prietene și, de ce nu, să câștig experiență. Nu? Da. Bună, sunt Daniela, am venit la concursul Miss Plaja pentru a câștiga experiență și să capăt încredere în mine. Am participat în ediția 6-a, am luat locul 2 și, de ce nu, sper să iau un loc bun în finală.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la momentul mult așteptat, premierea din finala Miss Plaja 2013. Am avut 6 ediții, o semifinală și iată-ne la capătul drumului. Finala Miss Plaja își desemnează acum câștigătoarele. Al 11-lea an se încheie aici, dar mai întâi trebuie să vă anunțăm cine urcă pe podium în acest an, cine este Miss Plaja 2013 și ce premii speciale câștigă fetele de această dată. Voi începe eu cu Miss Bronzada, Suntem la Mare, un premiu foarte, foarte justificat, în mâna de producătorul Manuel Chermani, care este alături de Olga Olteanu și de Iuliana Doroftei, Miss Plaja 2012. Miss Bronzada se acordă concurentei cu numărul 24, Ana Maria Claudia Vântu din Tecuci. Felicitări, Ana Maria, are 17 ani, este elevă la Colegiul Național Tecuci și iată Miss Bronzada, Miss Plaja 2013. Și pentru că soarele este pentru toți, nu numai pentru ea, mai avem un titlu, Miss Bronzada, merge la Amira Iatan, concurenta cu numărul 12. Amira duce bronzul acasă, la Ploiești. Are 19 ani, este zodia Pești și studentă la Universitatea Dimitrie Cantemir. Toate concurentele noastre au câștigat prin prezența în finală un book profesional și un contract cu agenția Luna din Miele. Iar acum, Miss Simpatica, un titlu foarte haios, se acordă concurente cu numărul 9, Andreea Lina Alexandru din Fetești. Alina are 15 ani, este elevă la Liceul Teoretic Carol I și de acum încolo se poate lăuda cu titulatura Miss Simpatica. Alina nu este singura simpatică din această finală, mai avem un titlu, un premiu special ce poartă același nume și merge la Sabrina Bălașa din Constanța, concurenta cu numărul 10. Și ea este la fel de simpatică, are 18 ani, este zodia Capricorn și elevă la liceul Alexandru Ioan Cuza din Constanța. Trecem acum la premii speciale, care au titulaturi mai îndrăznețe. Miss Senzuala se acordă în acest an, concurente cu numărul 8, Daniela Duțu din Constanța. Daniela are 19 ani, este studentă la Universitatea Ovidius și iată, din acest an se poate mândri că este Miss Senzuala, Miss Plaja. Senzuale, bronzate, simpatice, avem și fițoase printre noi, așadar titlul de Miss Fițe merge la Ionelia Sandu din Constanța. Ionelia poartă numărul 15 în concurs, are 19 ani, este zodia Balanță și studentă la Universitatea Ovidius. Premiul special, titlul de Miss Sexy, se acordă Georgianei Mădălina Stanciu din Călăraș. Georgiana are 20 de ani, este zodia Fecioară, iar motoul ei în viață este Totul sau Nimic. Primește felicitări de la Olga Olteanu, de la Manuel Chermani și aplauze de la Iuliana Doroftei. Coronița încă se află la ea, mai avem până vom afla cine este Miss Plaja 2013, momentul în care coronița va fi predată. Iar acum, Miss Telegenica 2013, concurenta cu numărul 1, Voichița Nemeș din Timișoara. Voichița are 17 ani, este elevă la grupul școlar Sfântul Nicolae și trăiește clipa la maximum. Iată. Miss Popularitate. Ana Maria Boșneag, concurenta cu numărul 25. Ana Maria are 14 ani, vine din Constanța, este zodia Săgetător și iată cea mai populară dintre concurente.
șirul nostru de titulatori nu se termină aici. Urmează Miss Eleganța. Proba rochei de seară a desemnat Miss Eleganța ca fiind Daniela Cristiana Babu, numărul 22. Cristiana este din Constanța, are 15 ani, elevă la Liceul Comercial Carol I. Felicitări! Iată că numărul 13 nu i-a purtat ghinion, așadar Miss Showbiz Andra Olteanu. Vine din București, are 16 ani și este zodia Săgetător. O felicităm și mergem mai departe. Miss Vacanța. Foarte generos producătorul nostru, Manuel Chermani, a dat foarte multe premii speciale. Așadar, Miss Vacanța este Nicoleta Gheorghe din Fetești. Numărul 3 în concurs. Are 15 ani, elevă la Liceul Teoretic Carol I. Doamnelor și domnilor, am ajuns la ultimul premiu special din această seară. Miss Summer se numește el și merge la Bianca Iacob, concurenta cu numărul 21. Bianca este din Fetești, are 15 ani, este elevă la Liceul Teoretic Carol I din Fetești și este zodia Taur. Este momentul să urcăm pe podium. Locul 3 este, dar vă spun înainte ce câștigă. Premiul pentru locul 3 este un contract cu agenția Luna din Miel în valoare de 1000 de euro. Plus un book profesional. Așadar, concurenta acolo de pe locul 3 va avea parte de o ședință foto. Dar și de o cină romantică la restaurantul Sushia din Constanța. Cine va beneficia de toate aceste lucruri? Concurenta cu numărul 23, Maria Chiorescu din Dorohoi. Felicitări, ea este elevă la Liceul Regina Maria, are 17 ani, născută în zodia Leu. Iar în ediția cu numărul 2, iată, n-a urcat pe podium, așadar totul e posibil. Doamnelor și domnilor, câștigătoarea locului 2 va merge să deguste sushi la Sushi Ia în Constanța. Să știi că sunt invidioasă, cred că o să merg și eu alături de fete. Bineînțeles, va câștiga și un contract cu agenția Luna din Miele în valoare de 2000 de euro și un book profesional. Câștigătoarea este Monica Constantin, concurenta cu numărul 7. Monica este din Slobozia, are 21 de ani, este zodia Rac și studentă la Universitatea Politehnică. Primește felicitări de la Olga Olteanu, de la producătorul Manuel Chermani. Iar acum mă uit insistent la Iuliana Doroftei, Miss Plaja 2012, care va trebui acum să predea coronița. Până atunci, Dinu, trebuie să mulțumim Bellagio Mamaia pentru găzduirea din această vară. Mulțumim frumos de asemenea și salonului Elena Nail Art din Constanța. Mulțumim Sushia, mulțumim Yamamai Italia pentru frumoasele costume de baie. Iar acum, doamnelor și domnilor, Miss Plaja 2013 este o concurentă în vârstă de 23 de ani care se numește Dea Maxer. Glumești. Acum însă hai să citim împreună. Concurenta cu numărul 18 câștigă Miss Plaja 2013. Izabela Voina din Sighișoara. Felicitări, Izabela. Este elevă la Liceul Tehnologic numărul 2. După cum vă spuneam, are 18 ani, născută în zodia Fecioară și din acest an este Miss Plaja 2013. Câștigă un contract în valoare de 3000 de euro cu agenția Luna din Miele, un book profesional și, evident, o cină romantică la Sushia în Constanța. Doamnelor și domnilor, a venit momentul să devenim nostalgici și să fim puțin triști, așa, pentru că totul ia final aici, în această vară. Câștigătoarea Miss Plaja 2013 vine alături de noi. Este momentul să ne luăm și noi la revedere de la dumneavoastră. Dea și Dinu Maxer au fost alături de voi și în acest an la Miss Plaja 2013 aici în Club Bellagio Mamaia. Un adevărat maraton de frumusețe,
Așadar, trebuie să vă dăm întâlnire și anul viitor, fiindcă dacă au fost 11 ani de Miss Plaja în România, sunt convins că vor fi și 12 în 2014. Îl invităm alături de noi pe domnul Manuel Chermani și vă spunem împreună că vă așteptăm pe www.missconcurs.ro pentru înscrieri. Vă așteptăm și anul viitor alături de noi. Numai bine! La revedere! La revedere!